Cu începere din data de 3 octombrie, câteva sute de mineri din Valea Jiului vor îngroșa rândurile șomerilor. Numai în Petroșani, astăzi, la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, au depus dosarele pentru intrarea în șomaj circa 150 de foști angajați ai Companiei Naționale a Huilei. Alți, aproape 300 de foști mineri, sunt așteptați în zilele următoare să facă același pas. Având în vedere că contractul lor de muncă a încetat cu 1 octombrie, în săptămâna asta, începând din 3, persoanele disponibilizate din cadrul Companiei Naționale a Huilei sunt așteptați la punctele noastre ca pentru preluarea dosarelor de șomaj. Deci toate persoanele care nu îndeplinesc condițiile pentru a opta pentru pensie se vor adresa nouă pentru a li se deschide dreptul la indemnizația de șomaj și venit de completare. Minerii care intră în șomaj la începutul lunii octombrie vor beneficia de o indemnizație de șomaj pe termen de cel mult 24 de luni. Drepturile pe care noi le acordăm se întind pe o perioadă de minim 22 de luni și maxim 24 de luni, iar suma pe care o va primi fiecare persoană depinde de media salariilor avute pe ultimele 3 luni, dar nu poate fi mai mare decât 1424 de lei. Deci asta este suma pe care o persoană disponibilizată din cadrul companiei o poate primi de la noi. În paralel cu CNH și alte firme particulare fac în această perioadă disponibilizări de personal. Cei mai mulți dintre ceilalți disponibilizați provin de la o firmă de pază.